Într-un joc disputat ieri seară și care a contat pentru etapa nouă a Ligii 1 de futsal, echipa Auto Bergamo Deva a învins cu scorul de 5-4 pe FK Odorheiu Secuiesc la capătul unei partide în care a fost condusă pe tabela de marcaj. În debutul ambelor reprize, însă a reușit de fiecare dată să întoarcă rezultatul în favoarea sa. Golurile învingătorilor au fost marcate în ordine de Robert Matei, Robert Lupu, Lucian Popescu în prima repriză, respectiv Adi Macingo și Adi Moț după pauză. A fost a șaptea victorie pentru Auto Bergamo Deva, care rămâne invincibilă în actualul campionat și cu 22 de puncte a urcat o poziție în clasament pe locul 2, la egalitate de puncte cu campioana în titlu Sitias Târgu Mureș, dar cu golaveraj pozitiv. De partea cealaltă, liderul FK Odorheiu Secuiesc a suferit primul eșec în actualul campionat. Adversarii Devei văd o luptă în 3 pentru titlul de campioni. Se vede clar și Odorheiu și Deva și noi suntem echipele favorite, ne-am și distanțat de plutonul. Iar specialiștii cred că Auto Bergamo Deva poate câștiga campionatul încă din acest sezon, cu o condiție. Eu cred că echipa actuală, întărită cu 3-4 jucători, poate să câștige deja, să fie o pretendentă serioasă la titlu. În celelalte 4 partide ale rundei a noua s-au înregistrat următoarele rezultate. United Galați, CSMS Iași 2-1, Spicom Sfântul Gheorghe, Dunărea Călăraș 2-2, Clujana Cluj-Napoca, Progresul Focșani 5-3 și KS Târgu Secuiesc, Sportis Târgoviște 4-3. Sitias Târgu Mureș a stat deoarece Smart București a fost exclusă din campionat.